Agenția de pelerinaje Bazilica Trevăl a Patriarhiei Române este prezentă până duminică la cel mai mare eveniment din România dedicat turismului. Ediția de toamnă a Târgului de Turism al României se desfășoară în pavilionul B2 de la Romexpo. Cele mai importante companii de turism din România și din străinătate s-au întâlnit astăzi la ediția de toamnă a Târgului de Turism de la Romexpo. Printre acestea s-a aflat și agenția de pelerinaje Bazilica Trevăl a Patriarhiei Române. Agenția a pregătit pentru pelerini numeroase oferte și atracții turistice. În perioada 15-18 noiembrie suntem prezenți la Romexpo, unde avem un stand în care vă așteptăm să vă bucurați de micile noastre cadouri. Vă așteptăm cu informații, cu sugestii și, bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru toate detaliile pentru a crea un pelerinaj personalizat și un pelerinaj cât mai potrivit pentru nevoile și dorințele noastre. În perioada târgului avem discounturi, avem oferte promoționale, avem reduceri pentru multe pelerinaje. Totodată le putem garanta pelerinilor că dacă se înscriu din timp pentru 2019, le este mult mai ușor să fie organizați. Noi avem programele pentru 2019 pregătite, îi așteptăm cu mare drag, avem toate destinațiile, avem catalogele, avem broșurile, tot ceea ce este nevoie pentru a-și rezerva din timp locul. Agenția de pelerinaj a Patriarhiei Române, Bazilica Trevăl, aduce către viitorii pelerini propunerea de experiență, nu doar o simplă călătorie, ci de o experiență. Pe o parte vizităm muzeele, admirăm peisaje foarte frumoase, iar pe de cealaltă parte mergem în locuri încărcate de spiritualitate și de o anumită profunzime duhovnicească. Astfel, la finalul unui pelerinaj vorbim despre un cumul de trăiri, nu doar de o simplă excursie. Mergem către Grecia, ne purtăm pașii pelerinului în Turcia, mergem în țările nordice, în țările baltice, în Israel, Iordania, Egipt și așa mai departe. Avem o gamă variată și avem propuneri pentru fiecare pelerin în parte, oricât ar fi de pretențios. Ghizii sunt foarte bine pregătiți, autocarele noastre sunt de ultimă generație, avem foarte multe emisiuni frumoase. Încercăm, prin colaborarea cu Trinitas, să aducem pașii pelerinului și la propriu și la figurat cât mai aproape de noi. Peste 100.000 de pelerini români au vizitat anul acesta Palestina. Printre preferințele turiștilor s-au aflat Betleemul și Ierusalimul. بالنسبة لفلسطين شركة بازيليكا هي تعتبر من أهم الشركاء لأن هي شركة تختص بتنظيم رحلات الحجيج المسيحي الأرثوذكسي إلى فلسطين فنحن سعيدون بهذا التعاون مع البازيليكا خاصة هذا التعاون بدأ بعد زيارة معالي الوزيرة لغبطة البطريرك هنا في بوخارست في العام 2018 مع نهاية هذا العام سيكون عدد السياح الرومان قد زاد عن 100,000 حاج الذين أقاموا في الفنادق في محافظات القدس وبيت لحم وأريحة وغيرها ونحن نأمل أن يرتفع هذا العدد في السنوات القادمة ولهذا السبب أتينا إلى هذا المعرض بوفد يمثل وزارة السياحة ومكاتب السياحة الفلسطينية من أجل مزيد من التعاون مع البازيليكا ومع كل القطاع السياحي في رومانيا ليش بيجوا عن طريق بازيليكا ترافل؟ لأنه بازيليكا ترافل أعطت مصداقية كبيرة خلال عملها في الأعوام الأخيرة وخاصة من خلال شراكتها مع الجانب الفلسطيني وبنطلب منهم دائما نقل شكرنا وتحيات كل الشعب الفلسطيني لغبطة البطريرك Și Grecia este o destinație turistică aleasă de pelerinii care aleg ofertele Agenției Patriarhiei Române. La Meteora, aceștia se opresc și la atelierul de pictat icoane. Pentru numărul mare de vizitatori care le trec pragul, reprezentanții de aici apreciază colaborarea cu Bazilica Trevăl. Συνεργασία αυτή έχει ξεκινήσει με πολύ καλά βήματα. Το εργαστήριό μας είναι το μοναδικά στην Ελλάδα, καταρχάς είναι το μεγαλύτερο και είναι από τα μοναδικά στην Ελλάδα, στο οποίο δίνεται στον κόσμο η ευκαιρία να δει και να ξεναγηθεί στο πώς ακριβώς γίνεται η αγιογραφία, πώς ακριβώς κατασκευάζεται μια εικόνα, να δει όλη τη διαδικασία και έχει όλο το χρόνο αυτό το πράγμα να το κάνει και με την ησυχία του, σε άρτιες εγκαταστάσεις, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Είναι αρκετοί, θα μπορούσε βέβαια να είναι αρκετοί περισσότεροι, αλλά ο αριθμός των προσκυνητών που φέρνει και των επισκεπτών είναι ικανοποιητικός. Και είναι καλό να μας γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι από εδώ και να έρθουνε, αλλά πρώτα ο Θεός όλα καλά. Φυσικά θα τους ευχαριστήσω. Ξέρουν ότι έχουν έναν συνεργάτη για ό,τι χρειάζονται στην περιοχή, ειδικά στην Ελλάδα. Και καλούμε όλους τους φίλους εδώ από τη Ρουμανία και από τον Basilica Travel
να μας επισκεφθούν όποτε θέλουν. Έχουν ένα φίλο πρώτα εκεί και μετά ένα συνεργάτη. Noi avem un atelier de icoane bizantine, deci și a plăcut modul de pictare a icoanelor bizantine și așa a început colaborarea. Toți cei care vin la noi, cel puțin la noi la atelierul de pictură, sunt cât se poate de încântați, deoarece primirea este călduroasă, primirea este ca acasă, având în vedere că, sigur, acolo suntem mai mulți români. Au, deci, sentimentul de apropiere față de Dumnezeu este mult mai puternic la Meteora. Bazilica Travel este cât se poate de bine organizată, este, sigur, cu oameni excelenți ca și pregătire, cu preoți deosebiți de devotați și, sigur, și șoferii sunt cât se poate de instruiți. Da, sunt într-adevăr deosebiți. La standul Bazilica Travel, cei interesați primesc materiale promoționale și informații despre cele mai vizitate obiective. Acum aș vrea să merg cu ei. De ce ați vrea să mergeți cu ei? Ce ați auzit despre ei? Păi știu că de regulă îi însoțește un preot și știe foarte mult despre Israel. De ce alegeți Bazilica Travel? Pentru că sunt oameni, sunt serioși. Este firmă serioasă, au ghiz bun, punctualitate, e frumos, te simți bine și oamenii sunt de calitate. Unde ați mai fost cu ei? Am mai fost și la Sfântul Apostol Andrei, deci în România. Cum vi se par ofertele lor? Sunt bune, sunt accesibile. De asta au și atâta căutare. Bazilica Travel, ați mers undeva? Nu, n-am mers până acum, dar o să merg. Eu, Grecia pentru mine este a doua țară pe care o iubesc și pe care nu o ratez niciodată. Și aveți de gând să mergeți cu ei? Da, o să mă gândesc și în funcție de oferte pe care le aveți, voi încerca să mă duc la voastră cu această agenție. Deci... Aici la stand, cum ați găsit? Foarte bogat, foarte bogat, foarte diversificat și interesante. Pentru prima dată e această agenție, am văzut-o la târg. De prima dată și o notă bine pentru această agenție. Ni s-a oferit catalogul cu oferte. Am întrebat dacă ne pot face și un discount dacă facem o rezervare de acum pentru în vară. Domnul a fost foarte drăguț, a spus că se fac discounturi și rămâne să consult oferta dumnealor și să revin până duminică sau să-i contactăm altfel și să vedem ce... Noi am dorit o excursie în Veneția. Sau ei diferit față de alte agenții? La seriozitate. Sunt foarte bine pregătiți și apreciați. Sunetul de toacă a răsunat anul acesta la standul agenției. Ce faci aici astăzi la târgul de turism? Am venit să bat toaca. De când bați tu toacă? De vreo 2-3 ani. O să le placă mult. O să pun suflet bun și o să le demonstrez ce bun sunt eu. Ai mai fost vreodată invitat să bați toaca la un astfel de eveniment? Nu, n-am mai fost. Pentru că e primul eveniment la care participi, ai emoții? Nu, n-am deloc emoții. Agenția de pelerinaje Bazilica Travel a Patriarhiei Române își prezintă ofertele la standul C46 din pavilionul B2 de la Romexpo.